aul, a săpat aici un pic cu mâna și după a scos bolovanul. Și acolo a găsit o sticlă. Și am pus bolovanul acolo și după aia o sticlă de aici. V-ați uitat în sticlă? Ne-am uitat în sticlă, erau monezi de aur. Am mers acolo și am împărțit. După aia s-a sacat, nu? Da. Ce ați făcut după aia? Ne-am ajutat la părinți. Câte monezi v-au revenit fiecăruia? Eu am avut 52, Paul a avut 43 și Andrei tot așa, 43. Și nu v-ați speriat, v-ați bucurat? Ce? Când ați văzut ce? Ne-am bucurat. Nu știu ce sunt. Ați auzit că pe aici, știai că prin zonă se mai găsesc asemenea? Nu, nu știu. Un calculator? Am. Ce și-ar dori, știi? Nu știu. Și unul ca tot un ATV-ul am zis că... Ține. Știu? În schimb unei comori, o bicicletă. Eu ar vrea o bicicletă și un ATV-ul. Deci un copil cu bun simț. Cum te numești? Mai ne-am arătat acolo cum ați găsit-o. Da, Paul, am scupat aici și... Deci am scos-o în bolovan. Mai stai un pic. Și după ce l-a scos de aici, că sunt monezi. Da, te așteptai într-o sticlă să găsești monezi? Nu. Uitați aici. Și era acoperit așa cu... Sticlă de plastic sau sticlă de... Uite, acolo e vina de voi. Ce arai la imunia de-n sat? Poți să mai scoți? Poate mai greșește. Ce părere ai tu acolo? Vulpea mare și rată. O ascuns aurul. Nu mai știu.